Cercetătorii mereu s-au întrebat care este secretul nemuririi și atunci când și-au dat seama că bătrânețea face parte din procesul evolutiv, și-au îndreptat atenția către longevitate și acea tinerețe fără bătrânețe despre care citeam în poveștile fermecate atunci când eram copii. Se poate să faci sport și la vârste înaintate? Să nu te doară nimic și să iei la alergare săptămânal, ba chiar să participi la competiții? Cercetătorii iFi Studio au de această dată un invitat cu totul și cu totul special care inspiră pe toată lumea prin felul în care își trăiește viața de după pensie. Stan Turcu vine alături de noi pentru a ne dezvălui cum este să ai un lifestyle sportiv și să fii sănătos la cei aproape 74 de ani ai săi. Sunt Franț Adrian Diaconescu, stai alături de noi că urmează un nou episod Training Days care o să zdruncine puțin conceptele despre viață. Eu sunt Stan Turcu, m-am apucat de alergare ca să demonstrez că se poate și la vârste înaintate să fii un om activ și să participi la curse ca și cei tineri. Sunt la iFi Studio și vreau să vă spun câte ceva din obișnuința mea sportivă, să zic așa. Spune-mi, te rog, când te-ai apucat de alergare? M-am apucat de alergare când am împlinit 60 de ani, deci acum 13 ani. Mulți înainte. Și încă îți mai place să alergi? De ce te încăpățânezi să alergi la vârsta la care majoritatea oamenilor se gândesc cum să-și facă patul pentru lumea de dincolo? Eu mă simt foarte bine când alerg și nu am probleme de sănătate, deci pot să alerg. Ca atare, ies la alergare. Mulți se plâng de încheieturi, de tot felul de lucruri. Tu cum de participi în continuare la atâtea competiții anuale? Ai planuri mari și anul ăsta știu. Care este secretul tău? Păi cred că nu e niciun secret. Nu am probleme și dacă nu am și alerg, înseamnă că există o legătură între astea două. Nu mă supără gleznele, nu mă supără genunchii. Aia am probleme de sănătate ca orice om la vârsta mea, dar nu care să mă oblige să stau la pat, să nu pot să mă mișc. Și dacă pot să mă mișc, mă mișc. Ia spune-ne de la ce competiție ai venit. Am fost la Galați, ultramaratonul Galați, 24 de ore, în beneficiul copiilor cu probleme de autism din Galați. Am alergat 35 de ture, care înseamnă în jur de 115 km, probabil că vreo 19 ore de alergare continuă. Deci la 73 de ani, da? Aproape 74. Aproape 74. Și da. Ai vreun plan de ăsta de retragere sau? Nu. Cât pot, merg, alerg. Dacă nu mai alerg, merg. De câte ori alergi pe săptămână? Cam de 4 ori. 4-5, depinde de 3. Depinde cum mă simt, ce probleme mai am de rezolvat. Nu am un plan fix. Dom'le, dacă nu mă duc la alergarea astăzi, nu. Nu, nu se poate, nu mă duc. Plăcerea asta de a alerga, de unde izvorăște? Omul de când se naște, trebuie să meargă sau să alerge. Copiii când se bucură, alergă. Ei când alergă, simt o bucurie. De ce să nu păstrăm și noi? Chit că nu mai suntem copii, dar asta trebuie să se moștenească, să se transmită cumva mai departe, să meargă mai departe. Și dacă te simți bine când alergi, înseamnă că e bine. Care parte din antrenamentele de alergare îți place cel mai mult? Eu nu știu dacă am o parte preferată. Și, cum să spun, nu am niște antrenamente structurate științific. Alerg. Mai tare, mai încet, am încercat să-mi fac, dar nu reușesc întotdeauna să fac antrenament de viteză, antrenament de cardio sau... Eu îmi văd
De alergare, pur și simplu. Un pas în fața celuilalt. Da, da, cam așa. Mai e un pas, bun, mai facem un. Știu că participi inclusiv la competiții montane. Zine, care este planul de anul ăsta? Ceva cu UTMB? Da, anul ăsta mă pregătesc pentru Ultra Trail Mont Blanc. 171 de kilometri cu 10.000 de metri diferență de nivel. 46 de ore, 46 și jumătate de ore de alergare, timpul maxim. Și de 8 ani de zile aproape, niciun concurent peste 70 de ani nu a terminat cursa asta. Și ca atare trebuie să mă pregătesc foarte bine dacă vreau să o termin și sper să o termin. Am început să fac antrenamente mai dese la munte. Într-alți ani nu mă duceam la munte decât la concursuri. Acum am început să mă duc să fac antrenamente mai în cursul săptămânii. Te sperie puțin? Mă sperie puțin, recunosc că mă sperie puțin, dar nu este o presiune nemaipomenită. Sper să pot să... Familia ce spune? Familia mă susține și ca atare sunt foarte bucuros pe chestia asta. Crezi că contează foarte mult în această pasiune să fii susținut? Da, contează foarte mult. Dacă cei de acasă nu te susțin, nu cred că ai șanse să mergi mai departe. Tot timpul să ai ceva care e împotriva. Trebuie să ai susținerea familiei. În primul rând. Cunoscuților, spectatorilor, contează foarte mult în cursă. Dacă cineva te aplaudă sau strigă la tine, hai că poți, hai că poți, atunci chiar că mai poți. Deci nu dorești prea curând să dai rolul de alergător pe cel de spectator? Nu doresc. Când noi mai putea să alerg, atunci schimbă, dar deocamdată mulțumesc Dumnezeu, merg înainte. Bun. Și chiar mergi destul de bine, văd. În ce atitudine îți place de obicei să alergi? La munte alerg cu Solomon. Solomon deocamdată. Și la oraș? La oraș cu... cei mai prăpădiți. Nu contează. Cum se pare comunitatea alergătorilor din România? A crescut foarte mult. Când am început eu să alerg, erau câțiva. Ne cunoșteam. Acum sunt foarte mulți. Cel puțin așa mi se pare mie. Care crezi că sunt trăsăturile caracteristice unui alergător? Sunt perseverenți. Da. Nu țin seama de greutăți, cel puțin așa sper, și sunt destul de sociabili. Puțin sunt cei care nu sunt sociabili. Poate cei care sunt la vârful vârfului. 10, da? Viteza la 10. Bun. Să-mi treacă răceala de la ploaie. Da, da, da. Deci dacă ești răcit și te sui pe bandă, mă încălzesc, normal. Am văzut că ești solid, alergi repede, 10 km la oră, încă te încălzeai. Nu vreau să te întreb ce viteze alergi de obicei sau la ce viteze ajungi, dar vreau să te întreb cum îți întreții acest corp dincolo de alergare? Faci niște antrenamente complementare acestui sport pe care îl îndrăgești? Mai fac uneori antrenamente de... pentru abdomen? Da, pentru abdomen, dar nu reușesc să mă țin de ele tot timpul, dar când mi-aduc aminte mai fac. Puține, puține fac, însă ajută, ajută foarte mult, recunosc. Am avut o perioadă în care am făcut constant, vreo 3 luni de zile am făcut constant abdomene și am simțit că nu mai, uneori, de exemplu, acum la 24 de ore, am avut o durere de spate accentuată, ca să spun așa. Altă dată, când făceam antrenamente de
Cardio de forță? De forță, da. Nu simțeam treaba asta. Deci trebuie să mai continui pe ideea asta. Cât o-i putea. Recunosc că dacă aș face și aceste antrenamente și altele complementare, m-ar ajuta mult, dar nu mai reușesc. Adică asta este. Mă bucur că pot să merg și așa. Adică că alerg și așa cum da, ai. Te-ai gândit vreodată că ești un exemplu pentru toate generațiile astea de alergători care vin din spate? Nu sunt un exemplu pentru toți, dar m-am gândit că pot să atrag unii oameni să facă ce fac eu. Așa cum și pe mine m-a atras cineva să fac chestia asta. Adică în momentul când m-am apucat de alergare, l-am cunoscut pe domnul Chiurlea Cristian, care acum are 83 de ani aproape. În momentul ăla, el a fost la UTMB și a terminat UTMB-ul. Da. Da, avea 69 de ani, aproape 70 de ani. Și cunoscându-l și văzând ce om este, m-am gândit, măi, dacă omul ăsta la 70 de ani poate să facă treburile astea, eu la 60 de ce să nu pot fac și eu pe jumătate măcar? Și așa m-am mobilizat și am... Îl cunosc foarte bine acum, suntem prieteni și recunosc că el a fost cel care m-a făcut să merg mai departe. Într-o perioadă în care eram oscilant dacă să merg sau nu. Așa că s-ar putea și eu să ajut pe altcineva să meargă mai departe. Să știi, cu siguranță ajuți, pentru că toată lumea se uită la tine și se lasă inspirată de faptul că dom'le, uite, se poate și la vârsta asta. Exact cum am zis, se poate și la vârsta. Poate foarte bine. Care este rutina sportivă pe care nu o îndeplinești, deși știi că te-ar ajuta foarte mult în alergare? Pentru mine, cred că antrenamentul de viteză, de bucăți, și un cardio, dar nu reușesc să le fac întotdeauna. Mai fac uneori, dar rar și fără un plan bine stabilit, ceea ce contează. Adică eu nu am mai alergări de viteză, rar. Fac fartlek, dar foarte rar. Eu practic alerg cât pot așa. Nu e suficient pentru o performanță, dar eu cam dată sunt mulțumit. Și picioarele? Ai o rutină, ceva, o genuflexiune, fundă? Nu. Nimic? Nu. Nimic la picioare? Am încercat și asta și am simțit că merge, dar nu reușesc să mă țin. Uneori mă mai supără genunchii și atunci prefer să nu. Dacă simt o ușoară jenă, mă opresc și văd de alergare, la care nu simt jenă. Ai ceva suplimente pe care le poți să ne recomanzi ceva? Încerc să-mi introduc în rutină suplimentele. Am început, vreau să am la UTMB, să am un plan bine stabilit de nutriție. Am constatat că contează. La prima dată când am fost la UTMB, am fost acum 6 ani, în 2016, și n-am putut să merg decât 31 de kilometri, pentru că la kilometru 21 am avut probleme cu stomacul, n-am mai putut să mănânc, să beau nimic. În 10 kilometri am pierdut tot avantajul pe care îl aveam, am ajuns la limita de timp și m-am oprit înainte. Mă rog, mai erau 2 minute până expira timpul, dar nu puteam să merg mai departe atâta timp cât nu puteam să mănânc și nici să beau. M-am oprit și am... Deci a fost o treabă atunci, că dacă aș fi știut, dacă aș fi avut un plan de nutriție cumva bine stabilit, poate că nu abandonam. Dar cum mă învață din toate. Și în prezent, nu știu, iei ceva pentru genunchi, să fii puternic, habar n-am, ceva pentru energie? Pentru genunchi mai iau, adică pentru articulații, da. De fapt, cam o dată sau de două ori pe an, 3 luni de zile, Regenovex. Există un medicament, am primit o recomandare de la un doctor. Când am avut odată o problemă cu genunchiul, am mers la un doctor și mi-a zis să încep să iau asta. N-am mai avut probleme de atunci. Atunci a fost, nu știu cum s-a întâmplat, ce a fost, dar am avut o problemă. Am zis gata, s-a terminat. Și nu, a fost în 3 zile, 4 zile a trecut. Și la competiții, ce-ți place să iei la tine? Geluri? Mai iau câte un gel. La cele lungi?
Da, la cele luni. Și mai beau izotoni. Da, pe la punctele de alimentare. De obicei există la punctele de alimentare, aproape la toate competițiile există și izotoni. Mai dau câte un pahar. Dar mai departe. O țuică ajută? Nu cred că ajută, dar dacă sunt la masă, la o masă, nu refuză. Da, în competiție nu. N-am luat niciodată, mai sunt ca colegi. Spune și mie, dacă deschid acum frigiderul tău, ce găsesc acolo? Care e mâncarea ta preferată? Nu găsesc nimic. Deci silueta asta de invidiat se păstrează cu un frigider gol. E, nu, nu e gol, dar nu este ceva special pentru mine. Soția e cea care hotărăște ce mănânc și ce nu mănânc. Nu că ar ține cont de nevoile de alergare, ci nevoile normale din masa unui familie. Da. Atunci spunem ceva ce nu o să găsesc niciodată în frigiderul tău. Ceva ce nu-ți place. Nici asta nu. Deci până acum nu cred că am ceva care să zic, domne, când ne văd, nu pot să... Tot ce am avut la îndemână. Atunci spunem... Care este mâncarea ta preferată? Și aici am mai blocat. Nu am preferință. Care e dulcele tău preferat? Nici aici. Băi, Sandru, eu am impresia că dacă omenirea... S-ar distruge. Nu, eu cred că practic tu o să trăiești foarte mult. Eu zic că trăiesc atât timp cât este scris. Dom'le, dacă e să trăiești. Important este să crezi că poți mai departe, că mergi mai departe. Nu trebuie să mă gândesc, auzi, mâine se termină. Nu, când se termină, se termină și fără să știu eu. Nu. Dacă e să fie... Iar tu crezi că poți de fiecare dată când te înscrii la o competiție? Da. Pleci cu acest sentiment? Când mă duc la o competiție, cred că pot. Că în timpul competiției nu mai am aceeași... cum să spun, clar, credință puternică, e altceva. Dar când mă duc, zic, domne, fac ceva. Nu știu, o termin sau nu termin, dar nu mă fac de râs. Dar prin pădurile alea pe acolo, primul, nu ți-e frică că la un moment dat, domne, nu o să mai pot, mă rătăcesc? Păi, nu știu dacă mi-e frică, dar încerc să iau măsurile necesare. Adică să știu precis că am la mine îmbrăcămintea și încălțămintea și tot ce-mi trebuie ca să... Dacă e imperios necesar să mă opresc și e frig și să nu cumva să... nu pot să rezist. În al doilea rând încerc să păstrez traseul ca să pot fi găsit în caz de... Așa și sunt atent la unde calc, cât de cât. Nu întotdeauna pot să fii foarte concentrat chiar pe pasul ăla pe care îl fac. Am căzut pe porțiuni plate la munte, pe când pe porțiuni foarte abrupte și asta n-am avut probleme. Dar pe porțiuni plate pentru că îți dispare concentrarea, că ai zis, am coborât sau am urcat povârnișul ăsta abrupt, acum nu mai am probleme. Atunci m-am împiedicat, am avut un moment dificil în, cred că, 2015 sau 2014, era o competiție de la Bran la Vârful Omu și era ploaie la Poviță când am ajuns sus în platou, era primăvară și era o lapoviță deasă și jos apă cu zăpadă. Nu eram suficient de bine îmbrăcat. M-am udat tot. Când am ajuns sus la punctul de întoarcere, era chiar la cabana meteo de la Omul. Așa. Am intrat în interior acolo și am început să tremur. Deci aveam o hipotermie. Deci nu mai puteam efectiv, tremuram din toate încheieturile, nu puteam nici să vorbesc. Așa de tare tremuram. Am încercat să mă schimb. N-am putut. Și în timpul ăsta a venit și ginerul meu, care era și el înscris la alergarea respectivă. Când m-a văzut, s-a speriat. Eu încă nu eram lucid, nu am avut probleme cu concentrarea și am zis, hai să mergem. Și am plecat,
așa tremurând cu el de mână, am plecat și după 500 de metri m-am revenit, pentru că am început să alerg și m-am mai încălzit puțin. Și pe urmă am mers până jos, am terminat competiția respectivă. Dar ăla a fost un moment care mi-a atras atenția că trebuie să fii pregătit din toate punctele de vedere. Adică eu atunci nu am avut suficient de mine îmbrăcăminte și asta. Era o cursă dus-întors, adică 7 km dus, 7 km întors, dar era pe munte. Și ploaia și timpul respectiv a făcut diferența. Ăla a fost un moment greu. Așadar, să fie toată lumea să se pregătească, să fii pregătit la munte, trebuie să fii pregătit pentru orice. Ce mesaj ai avea pentru alergătorii mai tineri? În primul rând, nu alergați fără să consultați doctor. Trebuie să mergeți la doctor pentru că este imperios necesar să fii sănătos. Dacă nu ești sănătos, poți să ai probleme care să te ducă în puncte nedorite. În al doilea rând, trebuie să crezi în ceea ce faci. Să crezi că poți merge mai departe și să crezi că alergarea te ajută. Îți dă nu neapărat un scop în viață, dar este un scop în sine, alergarea. Scopul în viață e altul, dar alergarea este un scop care te face să fii sănătos și să te simți bine, dacă crezi în mine. Și altceva, nu știu ce să spun, sănătate. Și pentru cei care nu s-au apucat de alergare până acum, ai un mesaj? Care nu s-au apucat de alergare, să încerce să meargă în parc cât mai des și cât mai repede, din ce în ce mai repede. Și dacă o să simtă că e pentru ei, să meargă mai departe. Să încerce alergarea, mersul, alergarea, mișcarea. Nu neapărat alergarea, mișcarea în sine. Mișcarea în sine face bine la organismul uman. Sunt Stan Turcu și sper că, prin exemplu meu, să înțelegeți că mișcarea este un lucru foarte bun pentru omenire. Nu neapărat pentru omul în sine, ci pentru toată lumea. Bine, mulțumim! Parcă îți vine așa pofta de o alergare, privindu-l pe Stan Turcu la treabă și ascultându-i poveștile spuse cu atâta lejeritate. Ce scuze mai poți avea în minte pentru a te deturna de la un antrenament? Nu uita să-l salutați și să-l aplaudați atunci când îl vedeți pe la competiții. Astfel de oameni deosebiți merită toată susținerea noastră. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați like, share, subscribe și să activați clopoțelul pentru a fi la curent cu ultimele știri pe care le postăm. Mai puteți căuta și grupul de alergare de pe Facebook I Run Family pentru a face parte din gașca noastră. Același Franț Adrian Diaconescu alături de voi, mă găsiți la iFit Studio, acolo unde ne ocupăm cu personalizarea programelor de nutriție și antrenament. Stați flexați!